Hello! Care va să zică, vorbim de adjective și cum se formează ele în limba engleză. Am văzut în lecțiile trecute că putem grupa adjectivele în două categorii, și anume, adjective care sunt în stare pură, așa s-au născut ele, adjective, cum ar fi, uh, ți-am dat aici exemple, big, small, nice, good, elegant, important, blue, strong, fat și multe, multe altele dar și adjective care se formează din alte părți de vorbire și despre asta am vorbit noi în postarea trecută, în lecția trecută, în care ai văzut că putem obține în engleză adjective pornind de la un substantiv căruia îi adăugăm diverse terminații. Poți adăuga terminația full sau terminația less sau terminația "-ly", sau terminația e și anume formăm adjective cum ar fi beautiful de la beauty plus full. Nu uita un singur l în această terminație, da? Nu double l cuvântul full, când e, doar când este singur are double L, altfel un singur L în beautiful, de la care obținem careful, grijuliu, plin de grijă wonder, wonderful sau de la less, zicem uh, careless, um, nepăsător, care nu-i pasă sau useless, inutil sau homeless, lipsi de casă, vagabond. Sau de la day obținem adjectivul daily, zilnic, de la week, weekly, monthly, uh, uh, friendly. Sau pur și simplu um, litera Y și zicem wind windy, de la vânt, înseamnă cuvânt, care când bate vântul, da vântos. Sau de la salt, salty sau de la rain, rainy, ploios, uh, sărat, uh, amuzant de la Fun, funny. Bun, și am făcut o foarte scurtă introducere uh, la sfârșitul lecției trecute și ți-am promis că vom discuta despre adjectivele care se formează din verb. Și anume, putem obține două mari categorii de caracteristici de adjective și vreau să-ți arăt un pic aici și apoi ți-arăt din carte. Uh, o problemă foarte importantă și care creează foarte multă confuzie, dar pe care în carte aici am lămurit o foarte bine în mai multe lecții, pe care le tot reluăm, iar eu acum am să ți uh, îți explic încă o dată. Și anume, tu știi deja din lecțiile trecute că eu simbolizez verbele în engleză în felul ăsta. Și anume, prin dreptunghi uh, simbolizez prima formă, triunghi forma a doua și cerculețul forma a treia reprezintă uh, participiul, da? forma a treia verbului. Și noi le învățăm uh, la disperare și regulate și neregulate. Regulatele sunt cele cu ed și ed aici, da? prima formă plus ed, sau alea neregulate unde uh, ai deja 10 lecții cu uh, uh, 10 grupe de verbe pe care le-am împărțit după sonoritate, după cum sună ele așa oarecum asemănător și ai acolo să le să te speli pe cap cu ele, să înveți până nu mai poți. Deci, și învață-le că ai nevoie de ele, da, râdem noi așa, dar sunt utile. Um, orice verb din engleză are trei forme, regulat, neregulat, nu mă interesează. Ei bine, poți obține adjective dintr-un verb dacă iei prima formă, a unui verb și adaugi terminația ING. Terminația ING e foarte complexă, ea poate însemna multe lucruri. Nouă lucruri poți obține în engleză din terminația ING. Chestia asta poate să fie folosită e ca un ingredient pe care îl folosești pentru nouă mâncăruri diferite. ING poate fi folosit în nouă lucruri diferite. Doar unul din aceste nouă lucruri diferite este să ne dea nouă un adjectiv, adjectiv adică o caracteristică caracteristică, dar ce fel de caracteristică? Activă. Asta este o caracteristică activă. Cum adică? Este o caracteristică, este uh, îți arată că este uh, ceva ce face acțiunea verbului. Cineva face acțiunea verbului și atunci este nu știu cum. Traduc cumva așa care nu știu ce, în mintea noastră, o să vezi imediat că îți dau un exemplu și o să fie clar. Dacă zic, Traduc prin care face acțiunea, dar noi în limba română avem, la traducere o să observ ceva foarte interesant, că aceste cuvinte se termină în and sau în or. Chestia asta e super tare. Adjectivele din engleză care se formează din verb plus terminația ang, se vor traduce în română prin terminația and sau or. De exemplu enervant, supărător. Ia uite aici, ți am dat foarte, foarte multe exemple și o să-i imediat la ele, dar doar ți le citesc, uite, ca traducere și o să vezi că sunt în anța or. Alarmant, uimitor, enervant, aprobator, plictisitor, fermecător, răcoritor, descrescător, aici am sărit, confusing, nu zici confuzator sau confuzant, că nu sună bine românești, dar am zis neclar sau confuz, vine la confused, confusing, răcoritor, descrescător, solicitant, deprimant, da? Deci, această, a, aceste a, adjective care provin în engleză din verbul plus terminația ing se vor termina în română, vor avea terminația an sau or și le recunoști foarte ușor. Ei verbul, să zicem, to surprise, to surprise, a surprinde. Adaug terminația, a pe surprise, surprise, când vine un ing peste un e, îl elimină, la aruncă și atunci voi obține adjectivul surprising și înseamnă ce? Surprinzător. Adică ceva care surprinde. Dacă tu ești o persoană care surprinde, care îi surprinde pe alții, atunci ești surprinzător sau surprinzătoare. Dacă un gest surprinde, e un gest care surprinde, este un gest surprinzător, a surprising gesture, a surprising reaction, o reacție care surprinde, surprinzătoare, o persoană surprinzătoare. Dacă e o verbul to bore, aplic TC. Atunci adaug terminația "-ing", întotdeauna "-ing-ul îmi elimină pe "-e", final, uh, și eu o să obțin "-boring", nu întotdeauna, ci două excepții sunt pentru verbele "-b", și "-c", da? Asta am văzut noi într-o lecție trecută. Uh, <coughs> dar în, în rest, regula e asta, când vine terminația ing peste un "-e", îl dă la o parte, la aruncă. "-Boring", ce înseamnă? Dacă verbul "-to bore"- înseamnă la plictisi, "-boring"- este ceva sau cineva care plictisește, adică plictisitor. Dacă luăm verbul to annoy, care înseamnă a enerva, annoy, a scoate din săritea a enerva, atunci obținem adjectivul annoying și înseamnă ce? Ceva sau cineva care enervează, adică enervant. Terminația an sau or o să-ți indice că e vorba de un adjectiv care în engleză provine dintr-un verb. Deci 99% din cazuri, bine, s-ar putea să ai excepții, da? Uh, dar uh, întotdeauna există așa la limită excepții, dar în principal adjectivele care română se termină în an sau or, cel mai probabil provin dintr-un verb în engleză uh, și primesc terminația ING pentru a deveni adjective, adică o caracteristică activă, un adjectiv Activ, e, o, e, o, e o trăsătură activă, pentru că cel care enervează este enervant, el face acțiunea. Cel care surprinde este surprinzător, el face acțiunea. Cel care plictisește e plictisitor sau o lecție care plictisește e plictisitoare, ok? Boring. Putem să obținem adjective din prima formă a verbului. Caracteristici, trăsături, da, și o caracteristică activă. Dar putem obține. Uh, un adjectiv, și din forma a treia a verbului, și o lăsăm în pace, ca tare, fără alte terminații. Forma asta a treia se numește în engleză past participle, participiu trecut, adică îi spunem participiu în limba română, și este tot un adjectiv, tot o caracteristică, caracteristică, dar de data este o caracteristică pasivă. E vorba de cineva care suportă acțiunea, care suportă. Acțiunea. Asta ăsta face acțiunea și ăsta suportă acțiunea. De data asta o să termine în limba română în T sau în S. De cele mai multe ori, da? Cam întotdeauna. Dacă luăm verbul la surprinde, to surprise, fiind un verb regulat, to surprise, surprised, surprised, ce o să însemne surprised, adică forma a treia? Cineva care suportă acțiunea surprinderii, adică este surprins ăsta e surprinzător și ăsta e surprins surprins, surprinse, surprins, surprinse surprins, surprins. normal, în limba română avem patru forme posibile pentru adjectiv singular, plural, masculin, feminin în engleză mereu aceiași, da? surprise și pentru masculin și feminin și plural și singular și toate um, dacă luăm verbul to bore, din nou este un, un verb regulat și zicem to bore board, board. și atunci forma a treia, board, ce înseamnă? plictisit Ăsta este plictisit și ăsta e plictisitor. Ăsta face acțiunea, un profesor care plictisește este plictisitor, dar un elev care suportă acțiunea plictiselii, altcineva îl plictisește, este plictisit. Ok? Bored. Plictisit. I'm bored. Sunt plictisit sau sunt plictisită? Pe când dacă zici I'm boring, greșit, ce zici? Sunt plictisitor. Și mulți greșesc, confundă această terminație ING cu forma a treia, că na, sunt destul de apropiate și le auzi. Când e boring, când e bored, cum e domne până la urmă? Păi acum o să știi. Ăsta e cel care face acțiunea și o acțiune, e o caracteristică activă, plictisitor, enervant, an sau or, da? Iar ăsta suportă acțiunea, este o caracteristică pasivă asupra Ăstuia se face acțiunea. Ăsta e surprins, ăsta e plictisit, ăsta e enervat. Și pornim de la verbul to annoy, adăugăm terminația ed și obținem plictisit, annoyed. I'm annoyed by this. Sunt enervat sau enervată de chestia asta. I'm annoying înseamnă sunt enervantă, adică eu îi enervez pe alții. Good. Uh, toate explicațiile astea le în carte în mare detaliu am pus un semn aici, da, mai încolo o să ajungem noi la pagina 494, când discutăm de forma a treia a verbelor și întreb aici la ce le folosește, de ce trebuie să învățăm noi forma asta a treia. Și o să vedem că o folosim în timpurile continue, da? dar și în a obține o caracteristică pasivă, adică obținem participiul, forma a treia a verbului și înseamnă plictisit, interesat, mâncat, băut sau beat surprins, enervat, înțeles, vorbit, luat, obosit, uh, născut, I was born, m-am născut, da, sin, văzut și așa mai departe. Spre diferență de caracteristica activă, care poate fi obținută din prima formă a verbului, terminația ing, cu terminația română specifică în or sau ant, ca să o recunoști imediat, și înseamnă plictisitor, obositor, surprinzător, sau astea în ant, interesant, enervant, Uh, antrenant. Iar pe ING, uh, de asemenea, o să-l facem noi pe viitor la pagina 448, când iar sunt tot fel de recapitulări de astea, dar mai spre sfârșit, după ce învățăm chestii și putem să recapitulăm și să le vedem așa din avion, să vedem the big picture în ansamblu și atunci ai o înțelegere mult mai clară, ceea ce înseamnă ING și spuneam că înseamnă 9 lucruri. În primul rând uh, ai 6 uh, uh, timpuri continue. Present continuous, present perfect continuous, două de prezent, două de trecut, două de viitor. Le-am făcut la timpuri când am văzut tabelul la imens de groaza lumii, dar foarte util. Deci șase timpuri continue sau poți obține forma de gerunziu, mâncând vorbind, poți obține adjective, lucru despre care vorbim noi astăzi, și anume adăugarea terminației ing la un verb și spui surprinzător, uimitor, amazing, uimitor, boring, plictisitor, shocking, șocant, relaxing, relaxant, Interesting, interesting, interesant, adică care interesează, care relaxează, sau în al uh, patrulea rând, sau mă rog, în al nouălea, dacă pui aici, ai șase timpuri continue, poți obții și substantive din ING. Dar asta vom face pe, pe viitor, în mult mai mare detaliu. Acum am vrut așa o scurtă introducere și revin. Uh, poți obții adjective din verb mai exact din prima forma a verbului cu terminația ing și obții o caracteristică activă care face acțiunea verbului alarmant. De la verbul to alarm obținem alarming, alarmant. Nu uita de terminația or sau ant, e foarte relevantă, te ajută să distingi foarte bine, să, să traduci corect și să simți ce, forma, ce formă este, de unde e cu ing-ul ăsta. Ant sau or în română, ca adjectiv. Uimitor, amazing, de la verbul to amaze, to annoy, a scoate din sărite, a enervat, ziceam annoying, enervant, why are you so annoying, ce ești așa enervant, uh, to, to approve, to bore, hai să selectezi din ele, eu le-am pus aici, uh, dacă nu mă înșel, da, le-am pus alfabetic, am pune de la A la W aici, ne-am organizat alf alfabetic. Multe, multe exemple ca să te obișnuiești cu ele și să simți că ele sunt caracteristici. Uh, îți spuneam într-o lecție trecută, ca să simți că formele astea sunt adjective, sunt caracteristici, folosește-le în mici structuri alături de un substantiv ca să vezi că ele îl caracterizează. Și zici, um, an alarming announcement, un anunț alarmant, an amazing person, o persoană uimitoare an annoying person o persoană enervantă an approving look o privire aprobatoare mi-a aruncat o privire aprobatoare a boring ce a boring lesson o lecție plictisitoare a charming a charming man un om încântător fermecător care te fascinează bun um, avem foarte, foarte multe verbe aproape de la orice verb poți să uh, construiești, pornind de la orice verb poți să construiești un astfel de adjectiv înseamnă care face acțiunea verbului. Nu uita că este o acțiune activă. Um, ce să mai selectez de aici? între cele mai populare, datul demand, înseamnă a pretinde, a cere, a impune, a cere, a așa, imperativ. Demanding, pretențios, solicitant, care pretinde. Un șef poate să fie demanding, a demanding boss, un șef pretențios solicitant, cum să zic. Nu, uite, vezi, dacă zic traduc aici uh, demanding, nu sună bine să-l traduc cu un cuvânt care stă în or sau ant. Uh, că zici solicitant, nu? E un, poate să fie o sarcină, o îndatorire care e solicitantă, demanding job și atunci merge, dar dacă spui un șef care e pretențios, nu zici preten, cum, nu se termină în or sau ant, da? Adaptezi un pic la limba română. Iată excepțiile alea, 1%. To disturb, a deranja, și atunci a disturbing înseamnă deranjant, care deranjează, care supără. Forgiving, de la verbul to forgive, uh, obținem adjectivul forgiving, iertător. A forgiving father, un tată iertător, a forgiving uh, person, uh, o persoană iertătoare, a forgiving boss. Uh, loving, loving parents, părinți iubitori, uh, a loving husband, un soț iubitor care iubește. To love, verbul a iubi, loving. Sau poate să fie nagging. To nag înseamnă cicălia, bate la cap. Uh -huh. uh, nagging, cicălitor, săcăitor, A nagging wife, o soție cicălitoare care te bate la cap. Nagging. Uh, surprising, a surprising uh, reaction, o reacție surprinzătoare. da, Foarte multe verbe aproape de la orice verb. To understand, iată, înțelege. Ce înseamnă understanding? Cineva care înțelege, adică înțelegător. Un understanding, boss, un șef înțelegător. Fine. Dacă verbul cu prima formă, prima forma verbului cu terminația ing, o să ne dea o caracteristică activă, e bine, forma a treia verbului o să ne dea o caracteristică pasivă. Și anume, cine este așa, în felul ăsta, înseamnă că a suportat acțiunea verbului respectiv. Dacă verbul este to alarm, încep cu asta că ți-am zis, l-am uh, ordonat alfabetic, da? Uh, dar nu înseamnă că e cel mai important, cel mai relevant. Dar să zicem, Lu luăm și alte exemple. To alarm înseamnă a alarma. Și atunci alarmed înseamnă este cineva care a suportat uh, acțiunea verbului de, de a alarma și atunci este alarmat. I'm alarmed. Sunt alarmat sau sunt alarmată de vestea asta. Uh, spre diferență de alarming, care înseamnă alarmant. Um, amazed. Pornind de la verbul to amaze, a uimi, amazed, uh, uimit suportă acțiunea, I'm amazed sunt uimită spre diferență de amazing care este uimitor e foarte bine ca tu să faci această diferență și eventual ce ți-aș recomanda eu este să iei să eu foaie de hârtie, uite să iei de exemplu, exem, să-i pui chiar exemplele astea și să scrii așa scrii verbul to amaze aici to amaze și îți faci două Categorie încoace ca să scrie ambele adjective. Aici este un adjectiv care provine din prima formă a verbului, tonația ing, iar aici este forma a treia uh, uh, pasivă. Asta e o formă activă și asta e o formă pasivă. Sunt caracteristici ambele. Ăsta se termină în or sau în ant, tu le scrii mai frumos, eu le-am scris ghesuit aici. Ăsta se termină în, în t sau în s. Prins, ars, pus sau luat, mâncat, vorbit, băut, crezut. Ok. Și atunci zici. Amazing e una și amazed este alta. Ce înseamnă? Ăsta este alarmant, da? În cazul ăsta nu e orient, alarmant care alarmează și este alarmat. Alarmant și este alarmat. Asta e a face acțiunea de a alarma, alarmează pe alții sau, da? Iar alarmat suportă acțiunea. Uh, to love. Obținem adjectivul loving și uh, caracteristica activă, loving și caracteristica pasivă, loved. Cum le traducem? Loving este cel care iubește. Adică cineva care iubește este iubitor: a loving mother, a loving father, a loving brother, a loving family, familie iubitoare, părinți, iubitori, soție iubitoare, a loving wife, iubitori iubitoare. Pe când loved, forma treia înseamnă. You I am loved by my family, sunt iubită de familia mea, el este iubit de soția lui, he is loved by his wife. He has a loving wife, el are o soție iubitoare, he is loved. Okay? Deci distincția asta trebuie să o faci foarte bine și dacă faci tu lista asta așa, nu știu dacă ai timp să le faci pe toate, ar fi grozav, dar măcar câteva foarte uh, relevante. Uh, Interesant să iei și verbe neregulate, să știi că nu numai astea regulate sunt, că sigur la verbele regulate forma o să fie aici ing și aici ed, pentru că verbele regulate au forma a treia prin definiție obținută din prima formă cu stenația ed. Deci loving sau loved, annoying sau annoyed, uh, amazing sau amazed și foarte multe sunt regulate de aici. Um, ce să zicem? Shocking sau shocked, șocant, șocat dar poți să iei și verbe neregulate. Și zici, de exemplu, understanding, understand, cu terminația ing, understanding, și asta e prima formă, understand, dar forma treia este to understand, understood, understood, deci vei zice under Ce înseamnă? Asta este cel care înțelege, un șef care te înțelege este înțelegător, iar ăsta a suportat, suportă acțiunea, înțel, altcineva îl înțelege și atunci el este înțeles. Um, șeful meu e înțelegător. My boss is understanding. Eu sunt înțelesă de către el sau de către șeful meu sau de către elev sau I am understood. Sau lecția este înțelesă. The lesson is understood. Ok? Um, to drink. To drink. Dacă pun uh, terminația ing și obțin drinking care bea băutor de... Uh, Um, nu o să sune foarte bine română, nu o să sune adjectiv, da? Nu avem uh, un adjectiv care să sune română atât de bine să, ca să traducem pe drinking. Uh, cum mai spune, consuma mâncător, consumator de carne sau băutor de bere sau nu știu cum, da? Dar hmm. ar însemna care bea. Uh, care bea nu știu ce, um, whisky drinking people, nu știu, e ciudat, n-am ales cel mai bun exemplu cu drinking, l-am luat uh, pentru că îi folosim forma a treia, în schimb foarte mult, drunk, care înseamnă băut, beat, care bea băutor de nu știu ce și asta este beat, băut. Um, forgiving, uite, asta merge foarte bine. Forgive, când adăugăm terminația ing, îți readuc aminte pică eul și o să scrii forgive forgiving, ce înseamnă care iartă, adică iertător, iertător, iar forma treia a verbului, to forgive, forgave, forgiven, pornind pe structura lui give, gave, given, deci forgive, forgave, forgiven, forma treia este forgiven, forgiven și înseamnă ce? Asta este iertător, cel care iartă, iar ăsta suportă acțiunea iertării și este iertat. You are forgiven, you are forgiven, îți zice, uh, cine zice, părintele, preot, când te duci să te povedești și îți zice, your sins are forgiven, păcatele tale sunt iertate când ești... Uh, când te spovedești și te împărtășești. Apoi, și zici, your sins are forgiven. Păcatele tale sunt forgiven, iertate. Forgiving, iertător, o persoană iertătoare care iartă și forgiven, iertat. You are forgiven, ești iertat. Good. Uh, hai să vedem câteva exemple și de aici. Spuneam, um, mai selectăm câteva. Uite, to buy a cumpăra. Bought înseamnă cumpărat. Pixul a fost cumpărat de mine. The pen was bought by me. Um, Uh, to intimidate, a intimida, le iau la întâmplare, da? To intimidate, a intimida. Și atunci spunem intimidat, adică cineva care suportă acțiunea de a intimida, e intimidated, forma treia, intimidat. Sunt un pic intimidată de tine. I'm a little intimidated by you. Ce observi? Că am dat câteva exemple și după ce am folosit forma treia, am adăugat această particulă by, care înseamnă de, de către. Noi nu zicem de către, de obicei zicem doar de. Um, această, uh, această structură care e extraordinar de simplă și foarte la îndemână și foarte, cum să zic, dacă nu spun despre ce e vorba și cum se cheamă și spun doar eu sunt invitată de către uh, tine îți va fi foarte ușor să traduci eu sunt, sigur știi, eu sunt, I am invitată, odată ce ai înțeles că forma a treia a verbului este această caracteristică pasivă, o să știi să zici invited eu sunt invitată, I am, forma treia verbului, invitată, I am invited. Și dacă știi că acest cuvințel by înseamnă de, cu sensul de, de către, când altcineva face acțiunea, zici de către tine, by you. Eu cred că ți-e foarte simplu să zici, eu sunt invitată de tine, I am invited by you. De asemenea, cred că nu o să-ți fie greu să zici la trecut chestia asta, să spui, am fost invitată de tine, eu am fost, tot ce trebuie să faci să știi forma uh, verbului a fi la trecut, eu am fost, I was invited by you, am fost invitată de tine. Ba chiar și la viitor să zici, eu voi fi invitată de tine. Cum zici la viitor verbul a fi? I will be, că nu e nimic și din comun. I am, I was, I will be, da? Verbul a fi la prezent, la trecut, la viitor. I will be invitată, invited by you. Dacă nu știi despre ce i vorba, le faci pastea cap apă fără probleme. Le traduci liniștit sau liniștită fără griji. Dacă însă vin și te ameninți la începutul lecției și spun, fii atent că facem diateza pasivă, Zici, deci, mamă, m-am nenorocit, diateza pasivă, Pua, e... gata, s-a stricat ziua. Diateza pasivă, nu. În engleză se cheamă passive voice, este o banalitate pe care o vom dezvolta uh, aici mai spre final. Spaima multora, diateza pasivă asta, passive voice, este nimic. Deci e extraordinar de simplă. Tot ce trebuie să faci să știi verbul a fi la cât mai multe timpuri. Aici ți-am dat uh, timpurile foarte simple pe care le știi deja, prezentul simplu, trecutul simplu, viitorul simplu. I am, you are, he is. I was you where he was, I will be, you will be, he will be, nu știu ce. Forma a treia, oricărui verb vrei tu invitat, acceptat, sunat, angajat, promovat, ajutat, intimidat, încurajat. Am pus și verbe neregulate, uite, mai întâi am pus regulate, dar și neregulate, văzut, plătit, făcut, trimis, scris, nu știu ce, eventual de sau de către nu știu cine. Asta e diateza pasivă, adică o exprimare uh, pasivă a acțiunii. În loc să zic că tu mă inviți pe mine, you invite me, zic pe dos chestia asta, adică în mod pasiv, în loc să zic tu mă inviți pe mine, zic eu sunt invitată de tine. Exact ca și cum ai o șosetă și bași mâna și o întorci pe dos. Și exact aceeași propoziție, tu mă inviți sau întorci pe, întorc pe dos propoziția și zic eu sunt invitată de tine. Tot ce trebuie să știi, ziceam, este verbul fi. Aici apare că e, aici e dificil și lumea are impresia că e aici, greu, cu forma a treia, nimic. Eu sunt, I am, invitată, invited, de către tine, by you. Am fost invitat, am fost, hai să mai luăm alte, am fost acceptată. I was accepted by uh, această companie, by this company. Am fost acceptată de această companie. Tu vei fi trimis acolo. You will be, trebuie să știi viitorul, tu vei fi, you will be, trimis, să știi forma a de la to send, 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 adică sent, you will be sent acolo, there, nici nu mai zici poți să zici de către cine? De către um, șeful tău, by your boss. Eu aici ți-am dat doar câteva exemple, formele de pronume, acuzativ și dativ, scris așa mare pentru că pe ele le folosești cel mai des, by me, by you, by him, by her, by it, by us, by you, by them de către mine, de către tine, de către el, de către ea, bla bla, dar și alte, uh, uh, alte uh, posibilități, da? În afară de pronume poți folosi alte substantive sau de către prietena mea, by my friend, de către șeful tău, by your boss, de către și pui numele persoanei, by John, de către oricine, de către toată lumea, by everybody. De exemplu, zici, textul a fost citit de toți. Textul, cum o să zici? The text a fost, îți trebuie verba, a fi la trecut, textul a fost, the text was, the text was, Citit. L-am zis pe aici, am zis pe scris, pe citit nu l-am pus. Dar cum e a citit? To read, read, read. Îți trebuie forma lui a citi, read. The text was read de către toată lumea, by everybody. Deci asta e ideea. deja pasivă, o să ajungem la ea, e super simplă. Ce trebuie să reții tu acum? Diferența între caracteristica activă obținută dintr-un verb, un adjectiv ce provine dintr-un verb, adică terminat în "-ing", Alarming, charming, demanding, encouraging, uh, forgiving, frustrating, relaxing, uh, tiring. Obositor, da? Și forma a treia unui verb, care total dă tot o caracteristică, numai că pasivă. Alarmed, annoyed, arrested, born, uh, caught. De la to catch caught, caught, aprinde. Prins, caught. Uh, chosen, drunk, invited. Uh, seen, văzut, uh, shocked, șocat, tired, obosit, written, scris. Deci tu trebuie să faci diferența între tired, obosit și tiring, pe unde e la t, aici că sunt în ordine alfabetică, da? Tiring, obositor, tired, obosit. Și să nu mai încurci și să nu zici um, sunt foarte plictisit. I'm very și zici cu forma treia, I'm very bored. Să nu zici I'm boring, că e amuzant, și zici sunt, sunt plictisitor. Da? Și e caragios. Good. Dacă tu ai prins acum diferența între verb cu ing și forma treia, adică caracteristică activă și caracteristică pasivă, eu mi-am îndeplinit obiectivul, iar tu uh, ești foarte tare. Bye!